Because some things are just worth fighting for. Salutări, oameni buni, Warbringer aici, mă întorc cu meciul de pe poziția a patra între domnul Grubby, iar a mai fost, între Grubby și Slivko, zergul care s-a spawned aici în partea de nord a Cloud Kingdom, iar e Cloud Kingdom. Asta este, Grubby este în sud și am văzut în meciul 5 un Grubby care a fost on fire. Cu acei stalker, cu bling micro ăla, ceva extraordinar copilul ăsta. Când le are, le are, când nu, nu. Și am mai povestit și despre acel concurs care o să fie pe, mă gândesc undeva prin 20 decembrie, 17, 20, depinde, vedem. Dacă nu știu de ce este vorba, du-te pe castul cu numărul 5 sau meci numărul 5 și acolo la începutul lui o să afli exact despre ce va fi vorba. În altă ordine de idei, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au cumpărat de pe Mag în această perioadă. Băieți, mersi mult de tot, în special lui Cătălin, care și-a cumpărat aproape un calculator complet de acolo și-a luat toate componentele, mă rog, aproape toate componentele de pe Mag. Jos pălăria pentru toți cei care ne ajutați tot timpul. Dacă vreți să cumpărați ceva de pe Mag și vreți să donați acei 3%, tot ceea ce trebuie să faceți este să intrați pe site, să dați acolo pe recomandarea zilei, click pe linkul produsului. Dacă nu vrei să te duci acolo, în posturi există reclame deja. Știu că Vasile s-a cam enervat un pic că sunt și sus și jos, frate, păi da, ce e asta? Deci, oricare din reclamele alea, dacă dai click, automat cei de la EMAG știu că vii din partea noastră și atunci orice produs care îl vei cumpăra, vei dona 3% din valoarea acelui produs nouă pentru că vă aducem casturi mișto, frate. Și cred că suntem singurii care facem chestia asta pe România, încă ne mai ocupăm de StarCraft 2, restul site-urilor, StarCraft E, România, PCL și așa mai departe, nu știu câtă activitate au, SL, nu au mai spus absolut nimic cei de la SL, sau o să continuăm noi. O să ne facem treaba până când, nu știu, până mă însor. După aia nu o să mai am cum. Nu! E, las că o să vin alții. Bun, întorcându-ne la meci, ce avem din partea lui Grubby? Păi, în primul și în primul rând, plasarea acestei forge în main și s-a dus Nexus first, după aceea a pus această forjă. Însă, basically, și de obicei, vrei să pui această forjă aici pentru că se prea poate să te trezești cu un 7-pull, 6-pull, chestii de genul ăsta și vrei să poți să trântești rapid un cannon în linia de minerale pentru a putea să te protejezi de acei linci care vor veni negreșit. Însă, plusul, după cum ne vedeți, nu are de gând să facă chestii de genul ăsta mărșave, își mai ia și third-ul și o să avem parte de câteva minute în care nu se va întâmpla absolut nimic decât se va drona la greu și poate Grubby o să mai placeze niște piloane aici pe Cloud Kingdom, proxy pylons care îl vor ajuta la un moment dat să pună sub asalt acest third din partea lui Slivko. Da, în altă ordine de idei, ce meciuri o să mai avem astăzi? Păi, o să fie meciuri cu Grubby, majoritatea, nu toate, însă Grubby este aici pe prim plan astăzi, așa cum ziceau și băieții de la Ghost of Gamers, acest Replays of the Week Pack este Grubby Edition, pentru că olandezul a jucat pur și simplu demențial în Singapore, păcat că n-a câștigat, însă, hai, e încă tânăr, mai poate să-și facă treaba și sunt tare, tare curios să vedem când va câștiga un titlu. Nu să iasă pe locul 2, ci să fie primul, pentru că știu că din ce am mai citit pe net și așa mai departe, își dorește foarte, foarte mult olandezul să câștige un concurs. Bun, întoarcem la meci. Slivko și-a de-abia acum gazele sau gazeriile. Saturați aici la paza a doua sau cel de-al doilea expand sau natural, acum vreți să spuneți. Aici mai trebuie să lucrezi un pic pentru a face saturație completă în main și vă reamintesc că aceste meciuri sunt
pre-patch, da? Deci nu exista nerf-ul la acei infestori. Deci sunt convins că o să avem parte de acea unitate care era într-un fel răspunsul la tot. Te ajuta și când jucai defensiv, putea să țină cam tot ceea ce se arunca înspre tine, fie că era vorba de Teran sau de Protoss, și apoi în late putea să te ajute la fel de bine dând fungal-uri pe niște Blinkstalker, să spunem, sau pur și simplu niște fungal-uri omorau o mână bună de mărini. Însă, da, vremuri noi apar pe câmpurile de luptă din StarCraft 2, acel Raven a primit direct Seeker Missile ca și abilitate, nu mai trebuie să o cercetezi, o chestie super, super mișto. Din păcate n-am mai apucat să joc, când intru seara, mai dau un meci cu compu 2 și după aceea trebuie să mă bag la somn, însă odată cu sărbătorile astea de iarnă sper să găsesc mai mult timp să joc pe ladder, să joc cu voi, cu prietenii, cu Ardelean, care mă tot... sau tot încearcă să mă convingă să ne antrenăm în TVT, pentru că amândoi avem probleme acolo, însă o să vedem ce o să putem să facem. Principalul, să zic așa, target este acel concurs unde zic eu că o să ne distrăm de minune cu toții. Bun, ce se întâmplă? Slivko se pare că va încerca să pună, sau mă rog, să mai alerge aici un pic pe hartă, să mai obțină map control, să vadă exact ce se întâmplă, să mai vâneze probabil ceva piloane, probe, etc., etc. Distrugerea acestui overlord care era pus pe pooping creep îi va atrage atenția rusului, care, bine vedeți, va încerca să întârzie cât de mult poate construcția celui de al treilea third pentru grubby, chestie care nu se va întâmpla pentru că sunt aici 6 sentries și au destul energie pentru a face un spam de force feed-uri la greu. Și holy shit, ce avem, minutul 9.50 și sunt 17 roaches pe câmpul de luptă, 25 de lingi. Și să vedem dacă Grubby va putea să își securizeze acest third, pentru că fără el o să fie destul de greu, aproape imposibil să câștige. Upgrade-urile merg și ele destul de bine, este deja la atac 2. Exact, 2 atac are grabe acum și hai să vedem cum va ieși angajamentul ăsta. Poziție foarte bună la observator pentru a anunța orice mișcări de trupe care vor putea să pună presiune pe cea de-a treia bază a Protossului. În tot acest timp, zergul se extinde și cea de-a patra bază, niciodată nu vrei să rămâi la același număr de baze cu oponentul tău, pentru că numai ai nevoie de economia aia, să poți să tot faci schimb de armate și apoi să te remaxezi, de aceea ai nevoie de atât de multe resurse. Și marea problemă pentru Teran și pentru Protoss atunci când zergul reușește începe să bancheze resursele, e un moment foarte, foarte prost pentru Protoss și pentru Teran, deoarece, ok, vii, te lupți, tu o să pierzi, el o să piardă, spre poate să-și piardă toată armata, însă bancând atât de multe minerale va putea să fie remaxed aproape instantaneu. Și hai să vedem ce o să se întâmple aici cu acei roaches pe care Slivko i-a scos, însă n-a putut să facă mai lucru. Foarte frumos plasament la aceste gate-uri, însă noi ne întoarcem pe mijlocul hărții unde Grubby iese, însă zergul se retrage, are doar unul la Ground Carapace, deci upgrade-urile de atac sunt în favoarea lui Grubby, care acum și-a trântit și acest Robotics Bay. Hai să vedem exact unde e Robotics Bay-ul, gata, dar de ce vrei să-l găsești? Păi așa, uite-l aici, de-abia acum începe upgrade-ul pentru Extended Thermal Lens. Și după ne spuneam, uitați cine au apărut, infestorii, chiar mă uitam la un match ieri pe stream-ul lui Naniwa, mare lucru, nu știu, și a pierdut de la un low master sau mid master care juca Zerg și match-ul se întâmpla după ce s-au aplicat modificările pentru infestor și totuși Naniwa n-au reușit să câștige. Foarte, foarte frumos, Grubby se extinde și acea de-a cincea bază aici pe Cloud Kingdom și iarăși va fi pe același număr de baze cu domnul Sliv, că o să vedem care va fi răspunsul rusului. Am văzut Spira terminându-se,
Hai să vedem dacă o identificăm. Oh, da, aici. Și se transformă oare în ce? În Greater Spire. Deci Broodlords. Broodlords are coming. Upgrade-urile pentru trupele de... zic așa, de ground. Au început să fie la nivelul 3, level 3. 3 la atac, în curând și la armură pentru grubby. Hai să vedem exact, domnule, ce unități sunt aici pe câmpul de luptă. Avem un colos, 3 mortal, 15 zealot, 6 stalker și 7 sentries versus 9 infestori, wow, 19 roaches și 78 de lynch, holy shit. Se lucrează la plus 2 la melee pentru domnul Zerg. Și trimite Sliff cu această mână de zărbinge, o să afle de cea de-a cincea bază pentru, doamne, cea de-a patra bază, Jesus Christ. Da, n-am mai castat de mult. Și cu număratul, da. Știu acolo pe YouTube cine Maskit, tot îmi zice când greșesc cu counting-ul și chestiile astea. De obicei aceste replay-uri le fac seara când îmi termin și o treaba și atunci mai greșești omul. Da, păi are o bază, două, trei, patru baze. E greu, știu. Bun, Zergu acum își ia cea de-a cincea bază aici. Și dacă vedeți pe bara de producție avem Dark Shrine, cam tot ce poate să-și ia Protossul își ia din acel Tech Tree. Are și upgrade-ul de Protoss Shield level 1, aproape terminat Blink, 3 Dark Templari care nu știm exact unde s-au arpat. Și foarte frumos cu acest Zealots plus acest observator Grubby, bag aici o mică misiune de a mai curăța din aceste Crypt Tumors. Însă în curând Zergul va spune stop, frate. Te-am lăsat să iei 2-3, dar acum ce mi-ai toată mâna, mă? Opa. War Prism cu 4, cu 3 Dark Templar și un Zealot. Și Grabiu cam ține acolo, cred că rusul nu e pe fază. De-abia acum începe să construiască acel Spore Crawler, însă destul de târziu. Are în schimb aceste Spore Crawler-uri aici, plus acest Overseer. Însă Grabi începe, 10 și cam atât. Altceva nu o să poată să facă, dar în tot acest timp, Jesus Christ, man. În tot acest timp Grabi începe să iasă pe hartă, pentru că majoritatea armatei lui Slivko era aici pentru a se putea apăra de acei Dark Templar și mai warpează și aici cu ajutorul acestui War Prism. Însă guess who's here, man? Who's here? I want you to say. Vorbește pe române. Sunt Broodlords. Însă nu va reuși să distrugă acest hatch. Foarte frumoase transfuzuri acolo și hello, Spinecrawler wall aici pentru Slivko. Greu. Pur și simplu n-ai cum să pătrunzi acolo și totul va depinde de acel mothership de Vortex și de ce unități va putea să bage acolo în acel Vortex Grabi. După mine vedeți, va trebui să facă niște Archon și nu are acei High Templars pentru a mai da niște Stormuri. Deci Arconia vor veni din partea celor Dark Templars. Foarte frumos Warp aici cu ajutorul acestui Warp Prism, însă uitați-vă și voi, da? Și marea problemă pentru Zerg este că începe să bancheze, gazul nu este foarte mare sau cantitatea de gaz, na, uitați cum intră și cum are gaz imediat face niște Broodlords. Însă și Grabi, nu putem să spunem că stă foarte, foarte rău, începe și el să bancheze acolo minerale și își mai ia cea de-a cincea bază. So, that's good. Însă ce mi-a plăcut aici a fost snipe-ul, acest hatch foarte frumos jucat de către Grabi. Și resetează, să zic așa, timingul când acest hatchery va fi în viață, probabil exact în momentul în care acest nexus se va termina și el. Avem un link aici care a făcut spot la ce face Grabi. So, it's gonna be nasty. Însă mothership-ul a ieșit. Și cu mothership-ul ăsta o să poată să fie un pic mai agresiv, pentru că, după cum vedeți, îl ține aici în apropierea celei de-a treia baze. Va putea să-și cheme înapoi Mass Recall, are energie pentru Mass Recall, deci Grabi o să încerce să facă ceva, să fie un pic mai agresiv, pentru că
îi se va permite să greșească datorită acelui mass recall din partea mothership-ului. Între timp, Jesus Christ, peste tot Grubby drop-uie, este și aici, apare și cu niște immortal, i-a făcut snipe la cel Spire, so... Oh. Și profită de faptul că această armată care este pe mijlocul hărții este foarte, foarte înceată, însă va trebui să scape cu acești colos. Sper că va putea să o facă în timpul ăsta. Se distrug clădiri de tech, Infestor pitul ăla s-a terminat, sau Infestation pitul. Există aici totuși un Brutor care va putea la un moment dat să distrugă acei zeloți, însă noi ne uităm aici ce se va întâmpla. Apare Infestor, există și acest Mothership, hai să vedem. Nu cred că există Overseer acolo. O treabă excelentă din partea lui Grubby, sau mai bine zis, are noroc la faza asta fără acei Overseer din partea lui Slivko. Și să vedem dacă rusul va putea să distrugă acest Nexus. Se pare că Grubby va evacua The Premises ca și să pleau 174 la 195 apropiate, să pleaule și... În continuare avem Warprismul ăsta care tot încearcă să distrugă acest hatch. Noi ne întoarcem aici unde Zergul începe încet să bage Protossul într-o poziție în care nu vrea să fie acest colț al hărții, să-i spun așa, și o să fie destul de greu pentru Grubby. Grubby trebuie să stea, să se apere. Asta este răspunsul, și să dea un vortex epic acolo. Pierde niște High Templars, nu asta vroia să se întâmple acolo. Grubby însă cade și cea de-a treia bază, iar acum Protossul efectiv minează de pe naturală și de aici. Hai să vedem ce va alege să facă Grubby în continuare. Bă, ăștia sunt niște goddamn changelings. Un pic de frame drop acolo pentru mine. Sper că la un moment dat să pot să-mi achiziționez și un SSD, să nu mai am problemele astea. Și o poziție foarte frumoasă la acest Broodlords. Un vortex acolo, what the hell, n-am înțeles faza asta. Însă foarte, foarte bine blink, foarte bine blink acolo cu acei, stalker și... Mamă, doamne, ce mișcare a reușit să facă aici Grubby. Blink sub acei infestori care la un moment dat erau atâta de chill. Și rusul va pierde toată această armată. Doamne, Dumnezeu, 151 să plai la 68 pentru Grubby. Grubby cumva întoarce meciul ăsta, prieteni. Și are și upgrade-ul de speed pentru acest Warpriest. Warpriest-ul ăsta parcare turbo pe el. Și... va putea să mai facă ceva stricăciuni, însă uitați-vă la rus cât a reușit să bancheze. Singura problemă e că dacă nu mai ai hatcheries care să-ți ofere acea larvă, degeaba ai 5000 și ceva de minerale strânse, pentru că nu vei mai putea să produci. Și Slivko dă un GG sau VV în coreană, whatever. Deci, Jesus, Grubby, he's on fire, man. Ce pot să zic, superbă mișcarea aia cu acel vortex inițial, am crezut că what the fuck is that, însă rusul pur și simplu a rămas prea mult, nu a mai avut suport la cei Broodlords și prea mult stalker rămas în viață, blink acolo, nu existau overseer care să prevină cloak-ul oferit de acel mothership și ați văzut și voi ce s-a întâmplat. GG, domnul Grubby, ăsta a fost meciul de pe locul 4, noi mai avem încă 3 meciuri de văzut și normal până atunci vă mulțumesc că ați urmărit acest meci de pe locul 4, ne vom reauzi la următoarele 3, până atunci toate cele bune, ciao.